Cum a apărut programul Lider Ovidiu și de ce ați considerat că este nevoie de un astfel de program? Programul Lider Ovidiu a apărut ca un semn de recunoștință pentru unul din mentorii mei, pentru Ovidiu, care mi-a însoțit primii pași în antreprenoriat. Un om care credea în cel mai mult poate în investițiile care se fac astăzi în tânăra generație care trebuie formată într-un anumit spirit. În același timp, toate studiile pe care le-am făcut noi după ce ne-am formulat acest concept au arătat că școala, mediul academic în zilele noastre are exact această lipsă din motive de timp sau din motive de organigrame defectuoase ale universităților, în care relația cu mediul de afaceri, cu piața muncii, de fapt, este extrem de slabă și nu lucrează în interesul absolventului. Și atunci am dezvoltat acest program, noi propunându-ne să fim o interfață între mediul academic și corporații, să facilităm dialogul între tinerii absolvenți și companiile care sunt în căutare de talente, de competențe, de aptitudini, finalmente încercând ca prin plasarea omului potrivit la locul potrivit să creștem șansele absolvenților pentru angajare. Concret, cum reușește Lider Ovidiu să fie motorul de comunicare între studenți și companiile la care ei fac internship? Noi am deschis o platformă online pe care se înscriu studenții din ASE, pentru că deocamdată prima noastră colaborare am început-o cu Academia de Studii Economice, cu toate facultățile din Academia de Studii Economice. Aceștia se înscriu pe platforma noastră online, platforma Community Links. Acolo își depun CV-urile și interesele pentru un domeniu sau altul, pentru că știți că ASEU are multe facultăți. În funcție de opțiunile lor, noi căutăm în mediul de afaceri companiile care sunt dispuse să acorde aceste internship-uri și să le facă cât mai fructuoase pentru acești studenți. Noi vrem ca acest student să intre la locul potrivit, să-și testeze acolo tot ceea ce au învățat, educația academică, și să vadă dacă sunt în vreun fel utili companiilor în care fac internship. Cum facem acest lucru? Deci studiind CV-urile, propunând CV-urile angajatorului, angajatorul dintr-un număr relativ mare de CV-uri încearcă să discearnă ce pare mai potrivit pentru internship-ul pe care îl deschide. Poate să fie marketing, poate să fie finanțe, o varietate de internship-uri am reușit să obținem pentru acești studenți, și acest proces de selecție noi îl coordonăm, în sensul că îi ajutăm pe studenți să meargă către internship-ul pe care și-l doresc și care li se potrivește conform educației pe care au primit-o, și pe companii le ajutăm să ajungă la oamenii care le pot fi realmente de folos în companie, pentru că aceste internship-uri dorim să le facem, spre deosebire de ceea ce se cere în curricula universitară, dorim să le facem cum trebuie, deci pe bune. Noi nu vrem ca studenții noștri să facă copii Xerox și cafele, așa cum am primit întrebări pe chat-ul pe care l-am terminat chiar acum. Am dorit ca acești copii să fie expuși realmente la munca efectivă în departamentul respectiv. Asta urma să fie și întrebarea mea, care ar fi diferența dintre practica obligatorie prevăzută de curriculă și ceea ce se întâmplă în stadiul de internship pentru studenți? Exact, deci diferența este că noi cerem acestor companii un program de lucru, deci un job description pentru acești studenți. Ei dau feedback și companiile dau feedback studenților pentru modul în care studentul se comportă la internship, cum își ia în serios rolul, dar și de la student și către noi și către companie, dacă este fericit la locul respectiv de muncă, dacă a învățat ceva, dacă experiența îi folosește. Mergând chiar mai departe, după o perioadă de 3 luni, pentru că internship-ul nostru este de 3 luni, nu este de 2 săptămâni. Nu are ca obiectiv doar obținerea unei adeverințe, are ca obiectiv o experiență reală de muncă, și în 10-15% din cazurile pe care le-am avut, aceștia chiar au primit oferte concrete de muncă pe locul de muncă deschis inițial ca internship, ceea ce pentru noi este un mare succes și sperăm să-l perpetuăm.
De ce credeți că școala sau sistemul de învățământ actual nu acoperă nevoia? Sistemul românesc de învățământ, într-adevăr, este puțin, aș putea să-l definesc ca nefiind pragmatic, pentru că dacă am avea niște indicatori de evaluare ai universităților sau ai profesorilor în funcție de angajabilitatea studenților, cred că atunci acesta ar fi un semnal de alarmă care ar schimba ceva în modul în care gândim educația. Deci, până la urmă, în România se obțin foarte multe diplome în acest moment și totuși rata cea mai mare de șomaj este în rândul tinerilor. Ceea ce arată că fie universitățile fac într-un fel artă pentru artă, adică acești copii în final expuși într-un domeniu concret de activitate nu fac față sau nu sunt apetisanți, să zicem, pentru angajator, aș pune cumva și pe seama faptului că profesorii sau cei care conduc seminariile la facultate ar trebui să fie să vorbească despre situații concrete, studii de caz. Poate că seminariile ar trebui să fie, la seminarii ar trebui să avem întotdeauna un om care este practician, un om care are performanță într-un domeniu, un antreprenor, un om de afaceri cu rezultate, pentru ca seminariile să discute despre situații concrete, despre case studies în care copiii chiar înțeleg ce se întâmplă în viața reală. Motivul pentru care acest lucru se întâmplă este pentru că probabil nu se corelează acești factori, cum se întâmplă la universitățile din străinătate. Noi avem acum un intern în compania noastră, o fetiță care studiază PR la Londra și care spune că în Anglia, la seminarii, întotdeauna vin practicieni din PR. Deci, întotdeauna seminariile sunt ținute de un profesor, dar alături de el este cineva care dă o temă concretă studenților, care se uită pe răspunsurile lor, care le modelează răspunsurile, care eventual le asigură și un internship, care invită la conferințe gratuit. Deci, expunerea către piața muncii a studenților din primii ani de facultate este clară și este obligatorie. În afară de acest lucru, în Marea Britanie există site-uri unde companiile care sunt educate în acest sens, adică o consideră ca o obligativitate nu prin lege, ci o obligativitate etică sau morală, într-un fel, își depun pe site-ul respectiv toate ofertele de internship, ofertele sunt extrem de multe și copiii au posibilitatea să aleagă unde vor să meargă. Poate își doresc să lucreze într-o companie de, nu știu, vorbesc aici de cazul concret de PR, în domeniul în care activez și eu. Dar oferta este atât de mare și ai atât de multe opțiuni în orice perioadă a anului, în funcție de cum ai tu examenele pentru care trebuie să te pregătești, deci atunci nu vei merge în internship, dar oferta este foarte mare și companiile vin către facultăți. De ce? Pentru că a cunoaște studentul din perioada de formare e un avantaj imens, pentru că tu poți să-ți recrutezi niște oameni pe care îi ghidezi pe tot parcursul facultății, după care sunt tocmai pregătiți pentru a-i prelua în compania ta. Vorbeați mai devreme despre importanța existenței unui mentor în viața unui student. Cine sunt mentorii din cadrul programului Leader Ovidiu și cum ajung ei să fie selectați? Programul are două componente. Are o componentă de internship unde studenții se duc în companii unde au un mentor. Există o persoană care este responsabilă de prezența lor în acea companie și care îi ghidează în departamentele în care aceștia funcționează pentru aceste 3 luni. Și mai există o componentă a programului care sunt aceste conferințe inspiraționale, le-am numit noi, unde aducem oameni cu performanță profesională în business, fie că sunt CEO în marile companii sau director de departamente sau antreprenori, chiar și în domeniile foarte noi, cum sunt online sau oameni de diverse vârste care vin și vorbesc studenților nu neapărat despre performanțele lor școlare, ci vorbesc despre parcursul vieții lor și ceea ce, să zicem, ce i-a făcut pe ei să ajungă niște oameni de succes în domeniile în care acum activează. Acești oameni sunt o lecție vie pentru studenți, pentru că studenții acolo se simt liberi să întrebe tot felul de lucruri și sfaturile pe care le dau nu sunt neapărat numai sfaturi profesionale, sunt și sfaturi de viață.
Ce vă propuneți pentru următoarea perioadă și care ar fi următorul? Dorința mea cea mai mare ar fi să avem din ce în ce mai multe companii care participă în acest program pentru a lărgi baza de internship. Acum dorim să facem un parteneriat strategic cu Ministerul Educației. Ministerul Educației a fost foarte încântat de programul nostru și cred că am găsit deschidere la domnul ministru Remus Pricopie. A înțeles că, din păcate, nici Ministerul și nici universitățile nu pot face această legătură între absolvent și mediul de business prin resursele pe care le au și că este nevoie de resurse suplimentare, cum ar fi aceste ONG-uri, cum este ONG-ul nostru, ca și acest lucru. Am găsit o deschidere pentru care nu pot decât să-i mulțumesc. Vrem să facem acest parteneriat și să ne extindem în afara ASEU-ului, pentru că noi am început programul cu ASEU-ul, pentru că eu am terminat ASEU-ul și pentru că mentorul meu, Ovidiu, a terminat ASEU-ul. Acum vrea să ne ducem către alte facultăți în funcție de exemplu, dacă avem feedback de la companii că este nevoie de specialiști în agricultură, vom merge și vom face o ofertă de parteneriat cu Institutul Agronomic. Dacă vedem că sunt nevoi mai mari către domeniile comunicării, de exemplu, putem să facem un parteneriat cu Universitatea București sau cu SNSPA. Încercăm să extindem și platforma de studenți, dar și platforma de companii, astfel încât să asigurăm studenților o experiență reală, benefică și o experiență care îi modelează și le modelează aspirațiile pentru primul job, astfel încât ei să-și dorească întotdeauna să lucreze în companii serioase, cu standarde profesionale serioase și standarde de etică și de morală. Este foarte important pentru un om care își începe cariera într-o companie care îți dă o perspectivă. Adică să știi că tu nu ai doar un job, ci că în viitor poți să-ți construiești o carieră și că, mă rog, este de fapt modul în care îți vei petrece restul vieții. E preferabil să ți-l petreci într-o muncă în care ești fericit.